cum se desenează o pârghie. Mai întâi se duce o linie orizontală care reprezintă bara, adică pârghia respectivă. Dacă avem, apoi punem punctul 0, punctul de sprijin. La un levier, adică rangă, sau la o casma, punctul de sprijin este foarte aproape de capătul de jos. După ce am reprezentat punctul de sprijin, se reprezintă forța activă. De exemplu, la un levier, ca să ridicăm cu ajutorul lui un corp, omul acționează în jos, deci apasă în jos asupra acestuia. Deci, forța activă este la un capăt și o desenăm pe verticală în jos. Și o notăm cu F mare, când o reprezentăm îi punem și vector, și un punct A mare, punctul de aplicație. După ce am reprezentat forța activă, se reprezintă forța rezistentă la celălalt capăt. De ce la celălalt capăt? Fiindcă este o pârghie de ordinul 1, având punctul 0 în interiorul barei. Deci forța rezistentă R mare și îi punem punct de aplicație B mare. Deci acesta este cazul la un levier și la casma. Tot la pârghile de ordinul 1 mai avem puțin diferit acest desen. De ce? Fiindcă la balanță, de exemplu, și la balansoarul din parcul de copii, punctul 0 este chiar la mijloc. Deci, desenăm din nou bara, s-o și măsurăm ca să îi punem mijlocul, o punem de 12 cm. După care, la mijloc, îi punem punctul 0, punctul de sprijin. Și de o parte și de alta acționează, de exemplu la balanță, egale, fiindcă punctul de sprijin este la jumătate, forța activă, îi punem punctul de aplicație și egală cu aceasta forța rezistentă la celălalt capăt. Deci numai în cazul balanței și balansoarului avem punctul de sprijin la jumătate și din legea pârghiei reiesc că cele două forțe sunt egale. Da. Deci aici avem balanță și balansoar. Bun. Tot la pârghia de ordinul 1, care are punctul 0 în interiorul barei, mai avem și cleștele, foarfece, patent. În schimb, acestea sunt formate din două pârghii, deci va trebui să facem două bare. Și nu mai putem să le reprezentăm pe orizontală, le vom face oblice. Iată, o pârghie. M-am cam băgat aici și a doua pârghie. Ele se unesc în punctul de sprijin. Deci, unde se unesc cele două bare, cele două pârghii, avem punctul de sprijin 0, unde este nitul care le unește. După ce am reprezentat punctul de sprijin, se reprezintă, deci, pasul următor, forța activă. Ăsta este mânerul, da? De obicei eu reprezint forțele numai pe o pârghie, nu stau să le fac și pe cea de-a doua pârghie. Și de obicei iau pârghia de sus. Deci, cum acționează omul asupra foarfecelor sau cleștilor? Așa, deci avem forța activă în jos. Întotdeauna segmentele forțelor se duc perpendiculare pe bară. Și desenez perpendiculară forța activă, pentru că știu cum acționez asupra ei. Și nu uita să-i puneți tot timpul punctul de aplicație. Aici unde, să zicem, avem hârtia sau ce tăiem noi, cu cleștele sau așa,
Tot pe bara de sus voi reprezenta forța rezistentă. Ca să nu mă încurc la forța rezistentă din partea hârtiei sau sârmei ce tăiem noi, mă uit, este pârghie de ordinul 1, fiindcă are 0 în interior? Da. Deci facem întotdeauna forțele având același sens. Și trebuie să fie paralele. Și aici avem forța rezistentă. R. Cu punctul de aplicație B mare. Deci aici avem foarfece, clește, clește de cuie, patent,